Societatea modernă în care trăim ne aduce numeroase avantaje. Spre exemplu, nu mai trebuie să muncim cu toții pe câmp ca să avem ce mânca. Sau am ajuns astăzi să putem călători cu ușurință dintr-o parte în cealaltă a lumii. Însă această evoluție vine la pachet și cu dezavantaje pentru sănătatea noastră. Poate cel mai relevant în acest sens este stresul. La bază este un răspuns natural uman care ne ajută să facem față provocărilor și pericolelor. Dar în ziua de azi, nivelul lui este exacerbat. Conform studiilor americane, 77% dintre oameni se confruntă cu un stres care le afectează sănătatea fizică, iar 73% au sănătatea mentală afectată. Așadar, a învăța cum să facem față stresului e esențial pentru bunăstarea noastră. În momentul în care suntem foarte stresați sau foarte îngrijorați, secretăm cortizol și adrenalină și pe termen lung acestea impactează funcționarea organelor interne. Sistemul digestiv este impactat, sistemul hormonal este impactat, începem să acumulăm poate kilograme în plus pe fond de stres, începem să nu ne simțim bine, să nu ne mai placă neapărat cum ne trezim dimineața și cumva atunci putem spune că pierdem controlul. De altfel, s-a demonstrat științific că stresul este implicat în declanșarea mai multor afecțiuni grave, unele chiar fatale. Spre exemplu, favorizează apariția depresiei și insomniei sau le agravează, duce la boli gastrointestinale și poate da hipertensiune. Ba chiar este bănuit că ar fi factor favorizant pentru mai multe forme de cancer. Este așadar extrem de important să combatem stresul. Cea mai la îndemână armă pe care o avem este concediul. Teoretic, în vacanță ne putem relaxa făcând lucruri plăcute care ne distrag mintea de la ceea ce ne stresează. În realitate însă e foarte ușor să transformăm și concediul într-o sursă de stres și să-l sfârșim mai obosiți decât eram înainte. Prima mare greșeală e să-ți iei doar o vacanță pe an. Este un șoc și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihologic să proiectezi și să încarci cu așteptări nerealiste o săptămână sau o lună pe an în care să ai senzația că ți se îndeplinesc absolut toate visele și dorințele. Acum, ce aș vrea să menționez este că vacanțele au o componentă regresivă foarte interesantă. De ce ne plac atât de mult? Ne plac pentru că, exact ca în terapia prin râs, redevenim copii. Regresăm la stadiul de copil, ne ducem într-un loc unde nu gătim, nu facem cumpărături, nu ne trezim dimineața, nu avem obligațiile și responsabilitățile vieții de adult decât o dată pe an sau amânate, lăsate la coada listei întotdeauna pentru că e de cumpărat canapea, sunt cheltuieli de făcut, mai știu eu ce mai apare și atunci de unde se taie? Se taie din bugetul de vacanță, se taie din bugetul pentru micile plăceri personale. Ori, cumva atunci, facem o nedreptate față de noi înșine, nu ne ajutăm cât de fapt ne nedreptățim și lucrurile astea se înregistrează undeva pentru că ulterior apar frustrările și apare discursul, n-am mai fost într-o vacanță de 2 ani sau de 3 ani, dar a fost o alegere până la urmă, nu neapărat să nu pleci deloc, cât să-ți iei 2-3 zile în care să pleci în jurul casei sau să nu faci nimic. Cei care aleg să facă doar o vacanță mai lungă pe an trăiesc practic de la un weekend la altul, amăgindu-se că în cele 2 zile libere se vor relaxa suficient cât să-și reîncarce bateriile. În realitate, nu se întâmplă asta. Viața e pe repede înainte, drept urmare ce nu se face în timpul săptămânii rămâne de făcut în weekend. Weekendul se încarcă, iar momentele de liniște sunt minime sau inexistente. Dar nu este neapărat sănătos. Din punct de vedere psihologic, eu aș recomanda 3-4 vacanțe pe parcursul anului, nu neapărat vacanțe lungi, dar măcar ruperi de ritm în care să schimbăm peisajul, să mergem într-un alt loc, să facem altceva, să dormim, pentru că ne întâlnim cu noi înșine în astfel de momente. Ne dăm un restart, cum s-ar spune. Și aceste lucruri sunt foarte sănătoase, pentru că altfel mergem pe pilot automat, cum s-ar zice. Și pur și simplu ne trăiește viața, nu trăim noi viața, ne mai trezim așa de rebelion că a mai trecut un an, ceea ce nu este foarte bine, pentru că asta înseamnă să nu trăim în prezent și să nu ne aparținem. Aparținem muncii, aparținem obligațiilor zilnice, mersului la cumpărături, dar nu nouă înșine. Este dovedit științific că vacanțele mai mici și mai dese sunt mai bune pentru sănătate. Spre exemplu, un studiu publicat în 2018 arată că o vacanță de doar 4 nopți te poate face să te simți bine mental și revigorat fizic
încă aproximativ 45 de zile. În afară de aceste beneficii, mai avem un motiv pragmatic să nu ne amânăm vacanțele. Știți că se spune, la pensie o să-mi fac o grădină, la pensie o să călătoresc mai mult, sau când or să crească copiii mari, o să am mai mult timp să mă ocup de mine. Ori nu avem garanția viitorului și nu avem garanția că vom face lucrurile astea. Deci lucrurile acestea trebuie cumva introduse în programul nostru cât se poate acum, în prezent. Pentru că dacă așteptăm un anumit moment ca să începem să trăim sau lucrurile să se întâmple atunci când vor fi planetele aliniate, există posibilitatea să așteptăm mult și bine. Odată ce ne hotărâm să plecăm în concediu, trebuie să înțelegem că depinde doar de noi cât de sănătoși și relaxați ne întoarcem. Pentru că nu doar durata contează, ci și ce facem în vacanță. Spre exemplu, nu trebuie să dăm iama în mâncare. E important să implementăm niște obiceiuri sănătoase pe care să le păstrăm. Cred că, de fapt, aceasta este sursa, sau aici ar trebui să ajungem, astfel încât să evităm să recâștigăm kilogramele pe care le-am pierdut la un moment dat. E important să avem între 2 și 3 mese pe zi. Existau tot felul de discuții, să mâncăm de 5 ori pe zi. Mă rog, e important să ascultăm pacientul și organismul fiecăruia, să ne adaptăm după fiecare în parte. Sunt unii dintre noi care nu au timp să mănânce 5 mese pe zi și atunci, în funcție de fiecare, minim 2 mese. Faceți mișcare. Mișcarea poate însemna orice, nu înseamnă să, nu știu, să mergem neapărat la sală sau la înot. Trebuie din nou particularizată în funcție de timpul fiecăruia, de nevoile fiecăruia. Putem începe cu a merge pe jos, pur și simplu să avem măcar 5.000 de pași, recomandarea mea ar fi 10.000 de pași pe zi. Atenție însă, atât masa cât și sportul nu și-au locul înainte de culcare nici când ești în vacanță, pentru că îți pot deregla somnul. Masa copioasă înainte, chiar imediat înainte de somn, poate să nu fie cel mai bun lucru, pentru că ne deranjează calitatea somnului. Atunci organismul nostru, eu știu, e predispus să avem reflux esofagian, să ne trezim din cauza unei tulburări de digestie și așa mai departe. Deși, într-adevăr, ne induce somnul o masă copioasă, nu e chiar cea mai bună idee să mâncăm mult chiar înainte de a ne culca. E bine să faci sport oricând, dar, din nou, e vorba de acea pauză înainte de somn. Dacă alergăm, eu știu, 10 km seara și după aceea mergem să ne culcăm direct, o să ne fie foarte greu să adormim, pentru că în momentul în care facem sport, se descarcă la nivelul creierului tot felul de neurohormoni care ne dau o stare de bine, o stare de agitație chiar, și atunci organismul nostru e într-o stare de activitate, nu într-o stare de relaxare. Deci, deși pare că ne obosește fizic, de fapt, din punct de vedere psihic sau neuropsihic, ne activează sportul chiar înainte de somn și nu e chiar cel mai bun lucru. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem mișcare, e un lucru foarte bun pentru sănătatea somnului să facem mișcare în timpul zilei, dar nu chiar înainte de somn. Apoi, în vacanță, aveți grijă să nu dormiți mai mult decât e normal, mai ales dacă în timpul anului aveți probleme cu insomnia. În principiu, la nivel global, se consideră că un adult sănătos ar trebui să doarmă undeva cam 7-8 ore în fiecare noapte pentru a avea o viață sănătoasă. Sigur că există și excepții, pentru că asta este o medie, există și excepții, unii au nevoie de 6 ore și pot să funcționeze foarte bine, unii au nevoie de 9-10 ore și ca să funcționeze optim. Dar media ar fi cam de 7-8 ore. Asta ar trebui să fie ținta noastră de somn în fiecare zi. Mai ales dacă avem probleme de a dormi, asta ar fi una din regulile de bază pentru igiena somnului. Să încercăm să ne facem un program regulat de somn. Adică să încercăm să ne culcăm și să ne trezim cam la aceleași ore în fiecare zi, chiar și în weekend, pentru a ne obișnui creierul, mai ales că atunci e momentul de somn. În final, tragem concluzia. Ca să fiți sănătoși și să trăiți bine, luați vacanțe mai scurte și mai dese. Nu săriți calul cu mese copioase și nici nu stați nemișcați în vârf de canapea. Profitați de fiecare zi de concediu pentru a vă îmbunătăți sănătatea și starea de bine.